Salut! Sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale din orașul dumneavoastră. La Godot Cafe Teatru se pune în scenă de la ora 20 Freak Show, un one-man show cu Florin Piersic Jr. La 10 ani după ultima reprezentație a spectacolului Sex, Drugs, Rock and Roll, pentru care a primit premiul Uniter pentru cel mai bun actor al anului 2002, Florin Piersic Jr. revine cu acest spectacol unic în România, în care interpretează 13 personaje. Spectatorul are ocazia să urmărească evoluția cameleonică a unui singur actor, care se transformă continuu în alt personaj într-o succesiune halucinantă. Freak Show este un spectacol dinamic, gândit astfel încât să țină publicul cu sufletul la gură timp de 2 ore. Cu friptura și cu autobuzul! Da, doamne, ați înțeles foarte bine. Noi vă punem la dispoziție un autocar, iar dumneavoastră plătiți doar 10 roni. 10 roni de persoană! În perioada 2-5 septembrie, Anca Poterașu Gallery găzduiește Artworker, expoziția lui Gheorghe Razovski. Acesta este un artist independent, separat de dogme, practicant al tehnicilor vizuale alternative în care fuziunea mediilor, negarea certitudinilor și cercetarea permanentă sunt mixturile sale culturale favorite. La Galeria Galateca puteți viziona expoziția Political Bestiary a artistului vizual Valeriu Mladin, prezentată într-o nouă viziune curatorială de către doamna Ana Maria Altman. Într-un an dominat de politic, cele 10 desene în cărbune cu accente profund ironice incită la reflecție și la dialog. În seria celor 10 lucrări monumentale, autorul reușește să dezvăluie într-un registru artistic și tehnic exhaustiv valențele complexe ale liniei și hașurii. Sunt provocate de realitățile concrete ale spațiului în care trăiesc și ne apropiam de alegerile electorale. Acestea au fost recomandările culturale pentru ziua de azi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!